de Thomas. Oh my god, bro, cât de urât e. Oh my god. Ce se întâmplă cu Thomas, bro, a luat-o pe drum. Hei, salut, sunt Thomas, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să mergem din nou în căutarea unei creaturi pe nume Thomas. Cu toții cunoaștem trenul din Los Santos, un tren normal. Însă undeva în oraș există o locomotivă malefică care bântuie căile ferate și ucide oameni nevinovați. Thomas apare la stația de tren în jurul orei 3 noaptea și este invitat să ducă la destinații persoane. Însă pe măsură ce călătoria începe, Thomas începe să se comporte ciudat și începe să-și arate adevărata lui față. Horror, oh my god, apăsați acum pe butonul de like să strângem 2000 de like-uri și după cum puteți vedea, mă aflu aici cu Franklin. Tocmai ce am început să fac sport de 3 zile, nu știu, mă simt cam prost și sportul mă ajută oarecum să evoluez în tot ceea ce fac și haideți să vedem ce face prietena mea, că chiar e curios. Uitați-vă și voi acolo, sper să vă placă acel tablou cu Mohamed. Yes, acel boxier care a fost o legendă, bro, you know. Impossible is nothing. Bun, haideți să vedem ce face. Probabil e undeva pe aici prin camera, dacă nu mă înșel. Oh, hello. Trezirea, hai, trebuie să-mi faci mâncare acum. Oh. Nu te-ai trezit? Cât vrei să te mai aștept? Hai, hop. Mai lasă-mă puțin, mă simt foarte rău. Bun, hai că te mai lăs, mă, uite, ora e 7:24 și tu încă mai stai. Cum vedeți, s-a îmbrăcat, adică, nu știu, s-a pregătit să meargă cu mine, numai că este rău acum, nu știu. Haide să vedem ce face și în ce an s-a trezit. Hello! Na. Mai spuneți și voi ceva, ăsta nu s-a trezit, încă mai doarme la ora asta. Hai, nu mergi sau... Nu, eu stau astăzi acasă. Ok, stai acasă? Atunci mă duc singur, mă. Na. Mai spuneți și voi... Oh my god, s-a schimbat vremea, nu știu, afară este o vreme extrem de proastă. Bun, o să mergem jos puțin. Să vă arăt piscina. Cum unii dintre voi o știu deja. Uitați-vă și voi cât de tare e. Ne băgăm puțin? Sau nu, ne băgăm mai pe seară, bro. Când se trezește și prietena mea. Ah, și încă o chestie pe care vreau să vă spun este că... Astăzi o să mergem să o ducem pe Chucky la gunoi. Și o să-i dăm foc. Uitați-vă și voi, am pregătit-o aici în spate, am pus-o în spate. Acum o să mergem undeva într-un loc unde o să-i pot da foc. O să-i dau cu puțină benzină și după o să-i dau foc ca să nu mai mă bântuie noaptea în casa mea, deoarece mă bântuie non-stop. Și nu vreau asta. Oh my god. O mașină asta sper să vă placă, este o mașină Olcen, e ceva mai vechi. Bro, nu-mi place deloc vremea asta, deci vremea asta când e așa, nu știu, mă simt și eu prost, dar noi am uitat ceva acasă, am buletinul, l-am luat, carnetul... Na, mai spune și tu ceva, acum l-a dat în mine, numai că trebuie să mă uit stânga-dreapta. Bun. Acum o să vedem un loc unde putem, o putem duce pe Chucky să-i dăm foc. Nu știu, trebuie să fie un loc din ăsta mai la îndepărtare de case, chestii trestii, undeva în pădure, bro, nu? Și mi-e frică să nu ia ceva foc. Dar undeva în pădure, trebuie să găsim numai decât o pădure și o să-i dăm foc. Pum. Nu trebuie să ne vadă nimeni, dacă ne vede cineva, a merlit-o. Oh. Mergem pe aici, pe sus. Da, haideți puțin pe sus pe aici. Oh, uite mai câteva mașini vin, nu știu unde pleacă ăștia. Ah, pleacă în vacanță probabil, nu știu. E sezonul ăsta de vacanță, chestii trebuie și... mulți pleacă în vacanță. Hai mă, că deja... Ah. Bro, mi-am luat karma. Uite, mă, un iepuraș. Stai să ne dăm jos. Putem să-l vânăm. Deja că nu mai am carne acasă. Ia. A plecat, na. Bro, stai pe... O să-i dau un sniper în cap, cred. Sau? L-am omorât. L-am omorât. Oh my god. Bro, e bine că l-am omorât. Na. Na. He? Ok, acum ești mort. Și dacă e bine că l-am omorât, nu? E foarte drăguț, dar nu mai am de mâncat, asta e problema și trebuie să mănânc și eu ceva. Mă scuzați, nu? O, ne trebuie un cuțit, mă duc să iau un cuțit din spate și o să iau puțină carne, yes! Așa o să fac, come on! Low! Perfect! Low, avem cuțitul cu noi. Și acum? Pam, pam, pam! Facem puțină cărniță, o să luăm cu noi cărniță, o să o punem pe grătar când o să arungem din nou acasă și o să mâncăm, te-abia aștept. Uite, mai e unul în stânga. Să-l prind și pe ăla? Nu, lasă, o să, nu știu, o să mergem poate într-o zi să vânăm și noi niște animale, purcei, căprițe, căproi și așa mai departe. Și după o să facem ceva, nu știu.
Uite, uite, încă... Bro, cât sunt pe aici? Tu vorbești serios? Uitați-vă și voi cât iepuri sunt. Lol, cât de tare. So, bun. Bro, unde o să-i dăm foc lui Chucky? E bine pe aici? Da, mă, hai că ne... Sau? Nu, merge... Sau hai, mă, că stau aici. So, o să dăm puțin mașina la o parte. Să nu ia foc. Uite aici, țac. Benzină mi-am luat în spate. O să luăm cu noi. Oh, perfect. Acum o să-i dau ceva în cap. După o să turn benzină pe ea, cred, nu? Mm-hmm. Yeah. Jos, jos cu tine. Jos, pom. Tega, atât. Unde pleacă cu what? Stai. V-am spus eu că e blestemată păpușa asta. Oh my God, nu o mai văd. Na, uitați-vă și voi unde se duce. Mhm. Na, ce mă fac eu acum? Oh my God, bro, se uită la mine. Oh my God. Bro. Ok. Sper să stai aici. Bun. Acum o să punem benzină. Țac, țac. Tot aici. Trebuie să avem mare grijă să nu ardem și noi. Zou. Sunteți pregătiți, da? În 3, 2, 1 și come on. Nu ia foc, na. Și o să-i dau o grenadă direct acolo în cap. Pam, pleacă, uite unde ai dat-o. Oh my God, sper să nu vină poliția după mine. Ok, am dat-o bine, cred. Ce? Bro, nu știu ce am dat, dar nu cred că am dat benzină. Am dat apă, fără să vreau. Bă, tu vorbești serios? Ok, o să dăm acum cu molotov, da? Ați auzit, haide să vedem dacă se întâmplă ceva. În 3, 2, 1... Și... Pum! Oh my God! Ok. Arde. Da, arde toată pădurea asta sau ce-i asta. Oh my God, nu cred că am făcut bine. Nu, e că acea benzină nu ia foc, după cum puteți vedea. Vine poliția acum. Mă auziți, nu? Nu știu, ori am dat benzină, ori eu fost altceva. Fost altceva, cred. Apă, nu știu ce era înăuntru. Oh, Franklin, ai grijă să nu iei foc. Oh my God, mai dăm unul? Pam! Mai dăm unul sau ardă. Să nu se mai întâmplă nimic, numai că s-ar putea să ardă toată iarba asta de aici. Nu cred că am făcut bine, dar eu vreau să văd dacă a ars toată păpușa. Chiar sunt curios. Ok, acolo văd ceva negru. Aha, văd ceva negru acolo. Să vedem. Da, mă. N-a mai rămas nimic din ea. Tu vorbești serios? Da, bro. Oh my God, n-a mai rămas nimic, dacă vă vine să credeți. Bine-s, mă. Stai bine, mă. Sau, nu, mă, uite-o. Bro, de s-a mutat de acolo. Nu pot să cred. Ok. Am ars-o, perfect. O putem luta? Ok, am găsit un dolar. Aha, mi-ai furat dolarul din casă, perfect. Ok, eu cred că e gata, mă, da. Uitați-vă și voi ce arsă e. Mai tragem puțin în ea ca să nu mai iasă de aici. Și gata, plecăm acum. Perfect. Bun, acum o să mergem în căutarea acelei locomotive. Oh my God, numai că nu e ora 3 noaptea. Haideți să vedem câte ora. Ora e 8 aproape. E bine, deoarece acea locomotivă se află undeva prin partea asta pe aici, pe undeva. O să mergem să o căutăm. Sper să o găsim. Acum nu știu dacă va fi prin oraș pe acolo. Chiar sunt curios. Dacă o să o găsesc. Ok, ora este 3 noaptea și eu mă aflu în căutarea lui acum. Să vedem dacă se află pe undeva pe aici. Hello, Thomas. Are you right here? Ești undeva pe aici? Nu știu, bro, dacă se află pe aici. Dar îmi este puțin frică, deoarece nu știu ce o să-mi facă. Mă mănâncă ori îmi face ceva nașpa. Am auzit foarte lucruri nașpa despre el. Așa că, Doamne ajută, sper să fie ok. Vă am acolo pe voi și apăsați acum pe butonul de like, deoarece asta o fac pentru voi. Zo, come on. Ai, ai, ai. Să stăm aici să-l așteptăm sau unde să stăm? Mi-aș face aici un cort sau ceva să... Sau? Nu știu. Hai să-l căutăm mai... Nu știu, mi-e puțin somn. Aș sta aici, dar nu. Mergem mai departe să-l caut. Uitați aici.
Bro, asta e o căprioară, a? Două secunde să mă dau jos. A, uitați-mă ce... Doi, doi... Oh, bro, cum aleargă, a? Dar nu știu din ce parte ar putea veni, din partea stângă sau din partea dreaptă. Bun, o să mergem înapoi acum puțin să vedem dacă găsim ceva. Thomas, hai ieși afară că nu-ți fac nimic. Hello. Ești pe undeva pe aici? Hello. Hello? Thomas? Pe partea aia nu-i. Hai să o luăm pe linia asta din dreapta să vedem dacă se află cineva. Aici văd că e o stație, ok. Să-l așteptăm aici? Eu aș merge mai în față, vreau să văd ce se întâmplă acolo. Dacă e cineva pe aici. Oh my god, ce e asta, what? Chiar am crezut că e o mină, bro. Nu e nimic. Ok, lumina văd că e aprinsă în față la noi, la mașină. Asta e perfect. Bro. No way. Oh, mergem mai departe. Sau să... Bro, să-l așteptăm sau... Bro, nici nu știu pe... Unde parte ar veni, dacă ar veni, nu știu dacă vine. Nu știu, o să mergem puțin pe pe linia de tren aici și poate dăm de el, nu știu. Chiar sunt curios. Să mergem aici tot în față. Și o să vedem dacă îl găsim. Oh! Da! Nine! Nu spune că am dat de el, oh my god. Bro! Am dat de Thomas. Oh my god, bro, cât de urât e. Oh my god. Bro, oprește, oprește momentul de față. Oh my god. Thomas, tu ești? Oh my god, nu știu dacă am făcut bine. Ăsta ne mănâncă, cred. Bro, ne dăm jos? Ne dăm jos după el? Sau? Bro, cât de... Nu. Trebuie să facem ceva să-l oprim numai decât. Bro, ăsta mănâncă oameni, dacă vă vine să credeți. Oh my god. Ok, o să ne punem în fața lui. Voi ce spuneți? Ok, o să ne punem în fața lui. Nu știu cum o să fac acum. Oh! N-am făcut bine, cred. Oh my god, Franklin, ce ai făcut? Să mă pun aici, să mă dau jos. Și o să vedem dacă îl putem... Stai pe loc! He? Bro! Stop! Au! Au! Ok, s-a oprit. S-a oprit, bro. Ha! N-a, vine înapoi. Ăsta vrea să ne mănânce, cred. Oh my god. Tu ce vrei de la noi, a? Mâinile sus. Bro, cât de mare e. De ce i s-a prins ochii? Okay. De ce i s-a prins... Bro. Ochii lui luminează sau nu văd eu bine? Oh my god, stai. Ce-i cu sângele ăsta pe... Ține... Și acum ce încearcă să facă? Asta e problema. Vrea să ne urmărească sau... Vreau mi s-a făcut piele de găină, sincer vă spun. Adică... Stă pe loc sau vreau să... Du-te mai departe, mă. Ce vrea de la noi, că nu înțeleg. Alo? Noi nu vrem nimic de la tine. Pleacă, te rog. Sau, he? Mă urmărește sau nu... Da, ne urmărește. V-am spus eu vouă. Oh my god, ne urmărește. Acum ce să fac? Oh my god, e în spatele nostru. E în spatele nostru. Nu știu ce aș putea face acum. Să mă urc pe el, voi ce spuneți? Bro, ne mănâncă, bro. N-am făcut bine. Oh my god. Nu știu dacă e bine să trag în el. Da, acum iarăși a oprit. Ha? Să mă pun pe el. Bro, scrieți în comentarii ce aș putea face acum. Nu mă știți, e atât de horror acest... Thomas. Bro, deci ne urmărește, eh? Uitați-vă și voi. Dacă aș trage în el, nu știu dacă ar fi o idee bună. Să-l deraiez de pe șine, dar nu știu dacă pot, eh? Oh my god.
Ia. Ok, am intrat înăuntru. Am intrat înăuntru. Tu ce cauți aici, mă? Tu ce cauți aici? Hei, ce caut ăsta? Trebuie să... să-l omor numai decât, oh my god. Mâinile sus, unde ești? Uite, mă, ăsta cu... Bum, ești mort. Ce cauți aici, a? Și ești cine? Oh my god, aici e o față de om sau ce? E o față de om, probabil, sau nu știu ce. E fața lui, cred. Cum? Mon, cât de nașpa-i trenul. Și încă mă mai... încă mă mai urmărește. Oh my god, acest tren e blestemat. No way. Nu știu ce aș putea face acum. Oh my god, cât de frică mi-este. Încă ne urmărește, dacă vă vine să credeți. Ia, orice aș face, el merge. Vine după noi, na. No way. Acum ce facem? Nu știu, să ne punem... să ne urcăm înăuntru. Nu știu ce are în gând acum să facă. Nu știu unde vrea să ne ducă acum. Oh my god, ne-am urcat înăuntru. Și acum ne duce undeva, dar nu știu unde. Oh. Ah! Nu! Ce? Ce se întâmplă cu te... Thomas? Oh my god, bro, a luat-o pe drum? Sau unde a luat-o? Oh my god, nu pot să cred. Da, suntem morți, cred. 100%. Uitați-vă și voi unde... Bro! No, uitați-vă și voi pe unde o iau. O iau pe stradă. Bro, e blestemat rău. Thomas ăsta? No. Da. Nu mă așteptam. Oh my god. Oh. Au. Da, rip. Mm-hmm. Oh my god. Ce s-a întâmplat cu Thomas? A explodat, dacă vă vine să credeți. Aha, deci ăsta era planul lui. Să ducă oamenii la această destinație și să-i omoare, bro. Na, au venit și pompierii. Bro, am avut noroc că nu au murit. What? Bro, ce strigă ăștia de parcă zombie. Oh my god, bro, ce frică mi-este. Nu mă așteptam cu... că e atât de horror acest Thomas. Scrieți-i comentarii dacă v-ați așteptat la așa ceva. Uitați-vă și voi. A ars complet, dar e bine că a ars în așa... What? Bro! No way! Următorul Thomas? De unde vin atâția Thomas? Oh my god! Na, trebuie să părăsim numai decât orașul. Trebuie să părăsim numai decât orașul. Hai mă, opriți și voi să-mi iau o mașină, deoarece nu mai stau aici. Uitați-vă și voi. Bro. No way, nu mă aștept acum să se întâmple asta. Scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu Thomas și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao.